Buena ziua la toată lumea! Buena ziua! Știu că v-a fost dor de câte un episod din această serie minunată de Rare și încearcă, așa că de această dată vin cu ceva mai interesant față de voi, deloc. Pentru că știu că vă place seria asta foarte mult, aproape deloc. Cu un joc numit Limbo, este așa un joc bicolor. Am jucat puțin jocul să vedem cum se aude, mă auzeam eu destul de prost, și așa că am zis că hai să încercăm să îl... să îl filmez încă o dată. Știu o mare parte acum despre ce este vorba și foarte probabil să ajung puțin mai departe decât am ajuns data trecută. Vorbesc în microfon așa pentru că mi-este cam frică că aparent nu știu ce noise gate am reușit să pun eu la el și nu mă aud destul de bine. Bun, boys, am și eu o mică mare rugăminte la voi. În primul rând vreau să vă rog să dați like. Nu uitați de like la acest video pentru că mă chinui să filmez câteva videoclipuri în avans pentru când nu o să putem să facem stream și îmi cer scuze pentru perioada asta în care nu facem stream, dar o să fiu, de fapt sunt plecat de acasă. Când o să vedeți voi videoclipurile astea, înseamnă că sunt plecat de acasă și nu apuc să facem stream, doar că nu vreau să vă mai las atâta timp fără content, să ziceți, a murit iar în Areș, nu? Așa, bun. Jocul, să știți că are niște leg spike-uri. Da. Chiar dacă am eu cu cea mai de top configurație, zici că mă joc de pe cuptorul cu microunde. Și aș vrea să vă mai rog, am zis în primul rând de faza asta cu, cu like-urile. În al doilea rând, aș vrea să vă rog din sufletul meu să-mi lăsați în comentarii o notă jocului. Da? Deci ca să-mi dau și eu seama dacă vă plac tipul, dacă vă place tipul ăsta de jocuri. Unu la mână, doi la mână, dacă îl facem și noi serie, dacă îl jucăm pe streamuri sau chestii de genul ăsta. Și 3 la mână, să știu și eu dacă am făcut o alegere bună când am vrut să joc un joc indie de tipul ăsta, da? Ok. Bun, și cam asta ar fi în mare parte ceea ce voiam să vă zic la început de episod. Să știți că jocul cam așa arată tot în sine lui, ăsta e farmecul lui. Este un joc alb-negru cu ceva nuanțe de gri. Și acest personaj nu are un nume propriu-zis, se numește Limbo jocul, doar că eu nu aș vrea să-l numesc Limbo, sincer. Este foarte simplu, se joacă de pe săgeți, de pe WASD nu se poate, doar de pe săgeți și o tasă de control. Pentru că, deja am înțeles, cred că ar fi trebuit să fie cumva jucat pe console. Doar că eu l-am luat pe Xbox Game Pass, tot așa pe bogăție și eu. Și îl jucăm pe PC pentru că încă nu am reușit să facem vreo placa de captură. Și din nou, după cum v-am zis, să nu hai să nu-i zicem Limbo. Eu propun să-i zicem Gigi și să inventăm o poveste despre acest Gigi, un personaj al nostru care este colorat an negru. Bun, deci astea de aici sunt niște capcane de urși. Ceea ce pe mine m-a făcut să mă duc cu gândul la faptul că Gigi a fost un neadaptat și un copil pe care l-au părăsit părinții când era mic. Da. Și prin chestia asta vreau să vă zic faptul că Gigi a fost crescut de mama urs și tata urs. Gigel și Gigiona. Da? Deci Gigel și Gigiona l-au părăsit și ei. Ce bătut în cap sunt. L-au părăsit și ei pentru că s-au dus să ia lapte. În orice poveste americană, tăticul pleacă după lapte și nu se mai întoarce, doar că în povestea noastră noi suntem români și pleacă și tata și mama. Nu. Și după cum puteți vedea, este cam incompetent și are tendințe suicidale. Boys, țin să vă mulțumesc din tot sufletul pentru cei 910 de abonați, cred că suntem în momentul în care filmez eu videoclipul ăsta. Haide sus, Gigi! Așa. Vreau să vă zic că sunteți top rău de tot. Și să vă mai zic că mă bucur foarte tare că am reușit să facem giveaway-ul ăla șmecher cu mouse-ul. Că dacă nu era el, nu strângeam atât. Dacă gen, la giveaway-ul de 800 de abonați, noi am făcut 900, practic. Și m-am bucurat incredibil de tare. Nu știu dacă, sau sigur voi nu v-ați bucurat la fel de tare cât m-am bucurat și eu. Așa, asta alunecă, vine bolovanul, sari de bolovan. Așa. Și vreau să vă anunț câteva chestii. În primul rând, la anul, deja am început să lucrez la câteva chestii.
după cum vedeți și voi și videoclipurile astea în avans, pentru că cum am zis, îmi cer scuze pentru perioada asta. Ah, și sărbători fericite, chat. Sărbători fericite, că n-am apucat să vă zic. Așa. Practic voi videoclipurile astea le primiți pentru că eu nu sunt acasă. Na, mai sunt și cu munca, mai sunt și cu mai multe chestii acum în perioada asta. Na, sunt sărbătorile, mai trec și eu pe acasă. Practic ideea e că eu sunt plecat în momentul în care voi vedeți videoclipurile astea. Vreau să facem pentru anul mi-am propus eu niște chestii. În primul rând, aș vrea cam în fiecare săptămână să postez câteva videoclipuri. Pe cât de mult timp n-o să am, de fapt. Că practic de asta fac stream acum, pentru cei care nu știți, nu doar pentru că prindem neapărat, ci putem să închegăm mai bine comunitatea, dar nici nu prea am timp, sincer, să mai stau să filmez, să editez, să fac thumbnail-uri și așa mai departe. Așa direct am făcut thumbnail-ul și direct deci am făcut thumbnail-ul, după aia direct am dat drumul la stream. Nu te bloca! Ța, jocul vieții. Uitați și voi ce leg spike-uri urâte am. Și sincer, cred că asta este pe absolut orice fel de configurație. Deci în momentul în care apeși în sus și dreapta sau stânga, sare de pe soară. Bine că nu mă ajută pe controller, că mă enervam tare. Așa. Revenind. Așa, o să facem niște schimbări când vine din punct de vedere al graficii și mai am eu o mică surpriză pentru voi. Dar nu vă zic încă despre ce este vorba, pentru că chiar de asta este surpriză și o să vedeți la anul, te rog să nu mori. Zim, te rog că a picat bușteanul ăla. Și a rămas picat, n-a rămas picat. Până acum n-am încercat să sar, dacă vă sincer, ca să văd dacă moare sau nu Gigel. Nu Gigel, Gigel n-a înscris că am putut sau Gigi. Așa. Și stai că nu mai știu ce voiam să zic. Da, când vine vorba despre grafică, mă refer nu neapărat la grafica canalului, ci la, o să facem niște chestii interesante, o să vedeți cu webcam-ul. Se blochează, nu te bloca. S-a blocat fix când am sărit, e bine. Fix după ce am sărit, de fapt, așa, în săritură. Este destul de enervant și știu că poate, bine, cel mai probabil o să pun eu ceva muzică de sărbători pe fundal, pentru că e destul de lame faptul că jocul ăsta n-are muzică absolut deloc și probabil o să vă plictisiți puțin 20-30 de minute când o să țin videoclipul, 15-20 de minute, habar n-am. Dar, like, idea, cam asta este în mare parte legat de anunțurile pe care aș fi vrut să le fac și să le auziți și voi acum. Nu știu câți dintre voi o să stați să le auziți pe toate. Continuăm povestea lui Gigi. Acum o să vedeți ceva foarte interesant. O să dăm de primul dușman al lui Gigi. Nu, mi se pare că mă aud destul de încet și nu înțeleg de ce mă aud atât de încet. Așa, bun. Ia vedeți dușman aici. Marele marș. Marele Păiangăn. Na. Eu aș fi murit dacă aș fi aterizat acolo. Așa, hai și pe a doua. Aia vine mai urât. Muri. Așa, hai și cu a treia. Așa, să-i dă aia urâtă pe care o dă pe diagonală. Na. Uitați și voi, s-a blocat jocul și a dat fix în mijlocul. Așa, mi s-a rupt și asta. Și hai, plec. Mamă, ce am crezut că mai de una. Bun, și acum no name, am acasă pe tavan. Așa, a dispărut. Bun, și acum nu prea știu ce se mai întâmplă. O să mă coconizeze cumva, o să mă cohonizeze imediat acum. Să vedeți și voi. Practic am ajuns în cuibul lui, cred eu. Și de aici mă mișc din ce în ce mai greu. Și acum nu mai pot să sar, nu mai pot să fac nimic. Uite, în spate nu pot, în față nu pot. Uite, dansează Gigi, dansează Gigi. Dansează Gigi. Și a venit gagiul ăsta.
m-a prins, m-a luat, dar acum e șmecher, acum nu mă omoară. Dacă mă întrebați ce chestia asta în spatele meu, pentru cei care n-au văzut pe stream, să știți că este o căciulă de moș. Da? M-a coconizat și acum practic ar trebui să ieși eu frumos un fluturaș din coconul ăsta, nu? Și acum practic o să trească să facem așa frumos stânga-dreapă, 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 dreapă, stânga, ca să picăm din cocon. Nu știu dacă se aude și tastatura, sper din tot suflet că nu se aude și tastatura. Mă, pot să ridic și eu microfonul ăsta așa să vorbesc, să l-am fix în gură. Probabil vă deranjează că îl țin fix așa, dar așa, apropo, mi se pare că acum, uitați și voi, sar mai mult. Așa, nu uitați, vă rog eu, la final de episod, notă jocului în comentarii. Sau mă rog, când vreți voi, dacă a fost ceva ce nu v-a convenit și vreți să ieșiți din mijlocul episodului, puteți să ieșiți, adică n-am absolut nicio problemă. Da, subscribe chat. Haide, sus, țop, țop, iepuraș, țop. Așa. Acum ăsta trebuie să-l dăm așa într-o parte. Și acum o să pice lemnul ăla, grijă mare să nu ne pice în cap, perfect. Hai, Gigel, Gigel iepurașul Cocones. Așa o să, așa, cred că așa o să-i pun numele, Gigel iepurașul Cocones. Ah, hopa, hopa, hopa. Deci data trecută, când am încercat să filmez, gândiți-vă că mi-a murit tastatura. Pentru că, pentru cei care nu știu, acum avem o tastatură nouă de la QWERTY pe care încă o testăm. Și nu mi-au dat-o ei, am luat-o eu. Hopa, păi aia genul. Am cumpărat-o eu de Black Friday, este o tastatură superbă și aparent îi se termină bateria destul de repejor dacă îi țin RGB-ul pornit non-stop, cum bineînțeles că face toată lumea. Așa, bine, în teorie aș putea să-l opresc cât filmez, că nu mă... În general, de fapt, aș putea să-l țin opresc, că nu mă ajută chiar atât de tare, că pana mea, de fapt, RGB-ul nu te ajută în general. Așa, și acum am picat și m-am decohonizat. Uite mă de unde am picat și n-am murit, și din copac am murit, da? Hai, Gigel. Da, am rămas cu... Uite, vedeți? Când eram în cocon... Și acum... Ups. Aia cred că e o păpușă la cum arată, sincer. Am... It was set up a trap. Nu mai știu cum am trecut data trecută de mizeria asta. Așa? Așa. Așa. Deci trebuia să-i dau drumul și la sfora aia, practic. Acum ar trebui să-mi fac vânt mai mult. Ui! Ui! Și oricum, dacă ați vrea să-l jucăm pe stream sau ceva, jocul ăsta, să știți că nu prea are mult. Mi se pare că are undeva în jur de o oră și ceva de gameplay sau ceva de genul ăsta. Și acum știu că mi se pare că o să se întâmple ceva cu unul dintre... Aba nu. Am sărit prea devreme. Fac. Aba nu. Fac aici. Da, sus. Aici. Bum. Ăsta o să pice. Sărim. Prea devreme. Ba nu. Nu, am sărit în față. Ce bău să-mi trebuia să sar în sus doar. Deci data trecută efectiv le-am făcut din prima. Pur și simplu, efectiv. Ah, lol. Hai cum a dat bine. Ce bine că ăsta a rămas în picioare. Bine, ceva de sus. Leger. Nu știu dacă ați văzut, dar am sărit din aer. Și acum o să mai am ceva aici jos, o să trească să levit și gata. Ca să ne înțelegem, atât am făcut din gameplay data trecută. Trap? Nu e trap. Așa, hopa. Ia vezi brații pe păianjen. Mamă, cât de greu, gen, după ce pică, ha, mă. Bravo. Ia, uite-l pe fraier. Bă, aparent sunt ținuți foarte bine prizonieri Gigel și Gigica. Dai. Peste aia sigur nu pot să sar, că e cam mare. Mamă, ce repede vine înspre mine. Nu știu cum ne-a reușit să fac saltul ăsta din prima ever.
cred că mi-ar fi și opa. Nu asta e mai mult să duți. Am putut. Și mai dădea drumul la mână. Uite, mă, sunt mai mulți. Cultul păiangănului. Ce faceți, mă? Venerați un păiangăn? Sper că nu. Cred că următorul gol pleacă pentru un braț de microfon sau pentru suport de monitoare. Haide. Ups. Mă știu cum ar trebui practic să trec de chestii. Aha, deci stânga-dreapta. Asta așa, asta așa. Bum! Acolo clar n-aveam cum să trec. Ia, ia vezi bulangii. Ce mi-au făcut? Au tras de sfoara aia. Și acum? Vai. Oare ăla poate să treacă și prin apă? Da, mă, la ce picioare lungi are, numai eu nu pot. Uși, tată. O să nu te coconizeze înapoi. Ups, poți trage de asta? Ah, mulțumesc. Nu știam că poate să facă chestia asta. Și acum oare am scăpat? A sărit. Veșnica problemă. Mamă, mă, de la început. Hai, să facem și noi ranul ăsta. Mă, deci până la urmă aia voiau să... Gen, nu pot să înțeleg. Nu pot să înțeleg de ce aia sunt morți. Pe practică aia încercau să mă împiedice pe mine să fug. Nu erau de... I-a sacrificat pe ea în genunchiat. E așa cum trebuie să stăm aici. Să-și pun la piciorul. Mă, da, ce încet se mișcă acum. General, știi ce voi, că păianjenii se mișcă repede. Hai și aici. Dăm în jos. Ce aproape a fost. A, și cred că practic aici scăpam. Hai să încercăm să scăpăm de el. La chat, cam atât cu jocul ăsta. Mersi mult de tot pentru atenție. Nu uitați și voi de un like, un subscribe dacă n-ați făcut-o încă. Încă o dată vă amintesc în comentarii nota la joc și poate sugerați și ce vreți să jucăm și de acum încolo. V-am țucat, ceau!